numai dacă eram... Vedem. Te-ai descurcat la pizza. La alimentară să luăm un set de Am înțeles că v-a afectat chiar și în trecut exploatația minieră. Și... Din trecut, da. Spuneți-ne un pic cum anume. Adică cădeau pomele, era un fel de praf. Care venea de la carierea din Roșia? Da, de acolo venea. De acolo venea. Și cădeau pomele, nu se făcea nimic. Dăunea foarte, foarte mult. Ați vrea să se facă proiectul de la Roșia Montană cu minea nouă? Și de ce nu vreți? Nu vrei că distruge zonele. Ați fost informați despre ce înseamnă proiectul ăsta de la Roșia Montană? Păi nu prea multe, nu am prea umblat în zonă. Dar primarii n-au venit să vă spun un pic? Primarii sunt cu interesele lor, nu știu ce e să ajung acolo unde au interes. Ce părere aveți despre proiectul minier de la Roșia Montană? E un proiect care o să poleze toată zona asta și o să ajunge de nimic nu să mai fie pe aici. Nimic. De ce știți asta? De unde știți asta? Păi cu ceanurii. Cu ceanurile, asta e pe durată lungă, nu de acum. Unde au fost ceanuri, au fost distrugere totală. Am înțeles că combinatul de la Zlatna v-a afectat aici în trecut. Groznic de tare. Datorită faptului că au fost... curenți de aer, n-am mai avut o prună 20 de ani. Nimic n-am avut pe aici, nimic. Și dacă s-ar deschide proiectul la Roșia Montană? Aș fi cu totul împotrivă. Nu se poate. Așa ceva, am fi ultimul în Europa care ar vrea să asta. Pentru niște locuri de muncă care, vorba șașa săgată, căpătăm niște bani care... Practic toți banii au ei, ne dă ceva salarii la oamenii ăștia și iau caimacul ei și se duc. Asta e. Da. Nu merită. Aveți din ce trăi aici? Da, deocamdată ne descurcăm. Au mai fost de la Roșia Montană să vă ceară semnături? Au fost să ne ceară semnături, am dat buletin, am dat toate datele, tot și a zis dacă suntem de acord să se mențină sau nu știu cum. Cu mineritul, da? Să se pornească mineritul acolo. Și am fost de acord și ne-a înregistrat acolo. Înregistrat. Și, da. Aha. Și ne-a trecut. Aha. Și la referendum ați fost? Că a fost referendum de a să voteze oamenii în decembrie. Nu, n-am fost la vot. Da, nu ați fost. Eram singur, bătrân. Da. Ce părere aveți despre proiectul de minerit de la Roșia Montană? Și de ce? V-am spus, nu vreau ca bogăția țării să meargă pe mâna la niște mișeri. Curt. Gale pentru oasă să dea drumul la Roșia Montană? Noi suntem împotrivă să se pornească proiectul de minerit. Dumneavoastră ce părere aveți? Ați auzit de proiect, așa-i? Sunteți de acord sau împotrivă? Sau... Sincer, așa, că nu sunt nici de la poliție, nici de... Eu știu. Nu mai face nicio problemă. Bun. Nu are nicio problemă. Bine, mulțumesc. Ce părere aveți despre proiectul minier de la Roșia Montană? Prost! Și de ce credeți că e prost? Pentru că ne afectează pe toți din munții apuseni de aici. Pe toți ne afectează. Nu numai popor, dar afectează și toată suprafața țării, nu numai pe noi. Pentru că aurul e a nostru, a americanilor și nu e a parlamentarilor care vreau să ne fure nouă aurul din țară, să-l ducă nu știu unde. Asta e averea țării.
e averea țării, a moților și a ardelenilor. Ungurii n-au ce căuta aici, nici americani, nici nimeni, fără noi trebuie să fim cei care o apărăm, să ne apărăm dreptul strămoșesc care l-am avut în Roșia Montană și Munțul de Aur, asta e averea noastră a românilor. Foarte bine. Și a totei, a întregii românii, nu a noastră a Puseanilor. Sigur, sigur. E a noastră tot. Sigur. Și cei care vreau să ne fure nouă aurul, să-și vadă de treaba lor. Sperăm să înțeleagă mesajul. Să-și vadă de treaba lor și pe noi să nu dea Dumnezeu cel Sfânt, să iese moțul din pământ și cu al lui suflet să spună, asta e țara mea străbună.